Mă tot gândeam dacă să încep vlogul așa, că m-am gândit că poate vă speriați și o să plecați pe canalul meu dacă mă vedeți așa. Mi-a aplicat mami vopseaua pentru sprâncene, de aceea arăt în halul acesta. Acum trebuie să aștept 10 minute cu această vopsea. Mi-a și pensat sprâncenele, o să vă las aici clipul în care am pensat sprâncenele, a fost prima oară când mi le-au pensat. A fost o procedură destul de dureroasă, chiar dacă mami chiar se pricepe la pensat sprâncene, multă lume a zis că lucrează foarte finuț și chiar se pricepe, dar fiind prima oară, chiar m-a durut. O să vă las pe aici imagini cu mine, văitându-mă. Sper să se ducă vopseaua de lângă, pentru că nu vreau să le am așa de stufoase. Frică. Să vedem care parte e mai sensibilă la tine. Fiecare persoană are o parte mai sensibilă decât alta. Să vedem la tine care e. Sper că e asta. Cum arăt? Să duc oglinda să E mă uit. foarte bine. Poți să aduci. Undeva? Îmi fac sprâncenele negre. Înainte de a fi aplicată vopseaua, pielea din jurul sprâncenelor trebuie să fie acoperită cu cremă. Aplicați vopseaua cu pielea pe sprâncene, după minimum 3 minute, în funcție de intensitatea culorii pe care doriți să o obțineți, spălați vopseaua. Nu depășiți 10 minute. Nu necesită amestecarea ingredientelor, efect natural și de lungă durată, foarte eficientă, aplicare ușoară și rapidă. Hai să vedem! Să vedem. Am revenit cu rezultatul sprâncenelor. După cum se vede, totul este în regulă. Așa arată sprâncenele mele. Îmi place că arată natural, zici că sunt sprâncenele mele. Culoarea nu a rămas pe piele. Deci sunt foarte mulțumită de acest produs. După părerea mea, are 10 din 10. Și dacă aveți nevoie de o vopsea pentru sprâncene, eu vă recomand pe asta. Ca nuanțe, mai are pe maro și grafit. Și eu am luat-o de la DM, dar probabil că o puteți găsi și pe net, pe Notino sau mai știu eu. Dar e foarte, foarte bun acest produs. Și îmi place că e și ușor de aplicat. Cu siguranță, când o să trebuiască să-l reaplic, o să reușesc și singură să mi-l aplic. Iar acum vreau să trec la haul. Am aici plasele de la Lidl, de la Profi și după aceea o să fac și empties pe luna noiembrie. Am aici empties-urile, am aici punga. Și primul lucru pe care îl văd eu aici sunt niște botoșei, niște papuși de casă. Așa arată, haideți să îi scot din punga asta să vi-l prezint. Doamne, deci îmi plac de numă. Așa arată, sunt pufoși, dar au așa o talpă din asta tare. Sper să-mi fie bun, că încă nu am încercat, dar eu zic că da. Și avem acolo tot felul de papuși de casă, o grămadă de sortimente, culori, chestii. Mie ăștia mi-au plăcut cel mai tare. Am găsit și niște șosete pe astea cu om de zăpadă. Sunt așa fluffy și au așa puncte galbeni, foarte drăguț. Îmi place din nou materialul.
peștea tot prin casă o să-i port. Deja mă gândesc când pun șosetele astea și mă uit la un film și stau cozy. Ce drăguț! Și încă o pereche de șosete cu câini. Ăsta parcă e Pug, așa se numea. Dar mi-a plăcut foarte tare, sunt așa roșii, foarte cute. Și pe ăștia pot să-i port și cu papuci. Și mi-am mai luat încă două vopsele cu negru-albastru. Erau ultimele de acolo și am zis să-mi iau, că atunci când o să-mi crească rădăcinile, să am direct acasă, să nu mă trezesc că nu mai găsesc în magazin. Mai ales că deja au schimbat ambalajul. O să sunt și așa era înainte. Și am zis, nu, să... Că și data trecută, când mi-am luat vopseaua ca să mă vopsesc așa, le-am luat pe ultimele. Deci, na, mai bine am zis să mă asigur că o să am în casă când o să fie cazul. În cealaltă plasă de profi am găsit niște șervețele, tot așa de iarnă. Am găsit un om de zăpadă de la Milka. Doamne, cât de drăguț este! Pe astea o să le păstrez până o să vină iarna, dar deja le-am luat, pentru că în toate magazinele deja găsești tot felul de produse pentru iarnă, așa că desigur că am achiziționat și noi. Foarte cute. După aceea am găsit și niște ouă foarte drăguțe. L-am găsit pe ăsta. Cred că e un dinozaur. Abia aștept să-l desfacem. Dar o să le desfacem mai încolo. În alte vloguri ce vor urma. Și l-am mai găsit pe ăsta. Așa, cu om de zăpadă. Pe ăsta cu veveriță și parcă mai era încă unul. Oh, cu un pinguin. Deci abia aștept să văd ce e înăuntru și să mănânc ciocolata, că e foarte bună. Ciocolată Kinder din aceea așa. Și am găsit un pix cu un om de zăpadă. Și am văzut că scrie bine. Deci, super. De la Lidl tot așa și ciocolată cu oameni de zăpadă. Îmi place că e ca un lollipop, dar e ciocolată și e foarte drăguț. Poți să-l pui și în lapte cald ca să se topească și să ai ciocolată caldă. E foarte drăguț și pe astea vreau să le păstrez. Și pe astea pe care deja le-am început. Tot așa, doar că cu ciocolată cu lapte. Mai găsim niște tăiței din ăștia cu alfabet. M-a apucat pe mine nostalgia și mă gândeam la desenele mele cu Marta Vorbăreața, nu știu dacă mai țineți minte, nu știu, mă uitam pe Minimax când era mică și era vorba de un câine care mânca tăiții din ăștia alfabet și așa putea să vorbească și... Da, în fine. Iar aici am mai găsit niște lucruri foarte drăguțe, tot ciocolată. Am găsit așa o căsuță, de fapt cred că e un bloc, cu ciocolată. Efectiv. Și vreau să o deschidem așa împreună. Deja de acum că eu nu țin de chestiile astea. Am luat-o pentru ciocolată. Și chiar mi se pare fun să o deschizi așa. Ia să vedem pe care să o deschidem. O să deschid așa random. Uite, 18. Hai să deschid 18-le să vedem cum este înăuntru. În caz că vă doriți și voi. Oh! Am găsit o bomboană. Așa arată, de la Favorina. E bună. Foarte bună. Și tot așa, am mai găsit cu troli. 24 de ciocolăți. E atât de drăguț. Dar aveau tot felul pe acolo.
Ia uite, și pe astea pot să le decupez după aceea. Ia. Hai să-l deschid și pe ăsta. Împreună cu voi. Dar mă gândesc așa că în alt video să le deschidem pe toate, să vedem ce ciocolăți au înăuntru. Și așa arată. Hai să deschid acum 16-le. Ia să vedem. Asta nu e învelită. Și e pur și simplu așa o ciocolățică. Asta mi-a plăcut mai mult. Ca ciocolată vă recomand căsuța asta mai tare. Că parcă ciocolata asta nu e chiar așa de bună. Iar acum haideți să trecem la empties. Vreau să încep cu acest produs de păr. Este un spray care să hidrateze părul. Părul meu se simte mult mai bine, mult mai hidratat. Deci chiar vă recomand produsul ăsta. Am spray-ul ăsta pentru protecție împotriva căldurii de la Sios. Îl folosesc de multă vreme și îl tot recumpărăm pentru că e foarte bun. E un spray de fixare pentru machiaj. Este de la Avon, din gama MAC. Ei bine, ăsta nu mi-a plăcut, nu-mi place, nu-l recomand, pentru că pe lângă că usucă pielea, parcă cumva rămâne fondul de ten așa, se strânge cumva pe piele și nu, nu-mi place. Să vă prezint un fond de ten, este fondul de ten al lui Mami, este de la Lancome. Este un fond de ten foarte bun, îl folosește de multă vreme, îi place foarte tare. Mami are o piele sensibilă și îi este destul de greu să-și găsească un fond de ten care să-i se potrivească, care să nu-i facă coșuri, care să arate bine, are și un ten uscat. Ei bine, ăsta îi place cel mai mult. Este un produs de calitate, un produs foarte bun și da, își merită banii. Mi s-a terminat șamponul de copii de la Johnson. Eu l-am luat ca să văd dacă îmi face părul moale, dar nu știu dacă l-aș recumpăra. E bun, dar cu siguranță pentru copii mici, nu pentru oameni mari. Neamicida de la Revox. Îmi place foarte tare. Îmi face foarte bine, chiar ajută. Hidratează tenul, mă ajută să îmi treacă coșurile în caz că am vreunul. Îmi place și ăsta și cel de la... cum se numea? Să-l aduc, nu mai știu cum se numea. Ordinary, The Ordinary, deci... Da. Și ăsta de la Revox. Mi s-a terminat un gel pentru față de purificare. Este de la Nala și pe asta mi l-a dat Sanda cadou vara asta. Mi-a plăcut foarte tare, eu îl foloseam în duș, atunci când mă spălam, spălam și fața cu acest gel de purificare. Este cu ulei de cânepă și este pentru toate tipurile de ten. Am observat că produsele de la Nala sunt bune, mie îmi plac. Dar, în fine, acum n-am folosit foarte multe, l-am folosit pe ăsta și am mai folosit scrub-ul de la ei și crema pentru corp de la ei. Și toate aceste produse mi-au plăcut foarte tare. Mi s-a terminat bronzerul de la Essence. Da, nu se mai vede mare lucru din el. Mi-a plăcut super mult. Produsele de la Essence, în general, îmi plac foarte tare. Așa că... Da, eu vă recomand. Să știți că m-a ținut, deci cred că m-a ținut 2 ani, 2, poate și mai mult, foarte mult m-a ținut acest bronzer. Într-un final s-a terminat. Acum tot de la Essence folosesc un contur pentru față și nu mai iau bronzer. Poate la vară o să-mi iau, nu sunt sigură. Dar oricum eu bronzerul îl foloseam pe post de contur, nu neapărat ca să... Îmi fac fața mai bronzată sau ceva. De la Avon. Primer pentru ochi. E foarte fain. Mami cel mai mult l-a folosit.
Eu de obicei folosesc concealerul pe post de primer pentru pleoape, dar mami îl folosește și l-am mai folosit și eu când am avut nevoie de un primer mai bun ca să-mi stea machiajul ca lumea. L-am folosit și când am mers la o nuntă, când mi-am făcut machiajul singură. Eu când merg la nunți sau petreceri sau așa, mă machiez singură și îmi fac părul singură. Mie așa îmi place și își face treaba foarte bine. Mi se pare un produs profesional. Dacă aveți nevoie, vi-l recomand și să știți că ține mult. Deci pe mami a ținut-o foarte mult, acum și l-a recumpărat. S-a terminat șamponul de la Dove Intensive Repair pentru păr degradat. Hidratează părul, îl spală foarte bine, arată foarte bine după ce mă spăl cu acest produs și miroase bine. Deci, da, îl recomand. Gelul de duș de la Nivea, Goodbye Stress, cu lavandă și miere, da. Îmi place mirosul lui, are un miros fresh. Parcă chiar mă destresa când mă spălam cu el. Ah, ce fain miroase! Miroase a lavandă și mie îmi place mirosul de lavandă, deci chiar foarte fain. Îmi place că are o cantitate mare, ține destul de mult și are 750 de mililitri. Da, chiar produsele astea de la Nivea ne plac. Balsam de rufe de la Maxima. E foarte bun. Doamne, dar miroase super bine. Ah. Foarte fain miroase asta. Fresh Bloom e ăsta. Mirosul ăsta ne-a plăcut cel mai mult. Da, acum l-am cumpărat pe unul de la Cocolino, pe albastru, o să vi-l arăt în celălalt Empties. S-a mai terminat și ăsta de la Lenor cu orhidee, dar nu se prea simte pe haine. Deci pe ăsta nu-l prea recomand. Încă unul de la Cocolino. Cred că are lămâie și nu știu ce plantă. Miroase bine, dar este altul de la Cocolino care miroase mult mai strident și mai fain. Asta de la Cocolino ține mult și are un preț ok. Săpun pentru spălat vasele, Fairy cu rodie. Tot pe asta îl folosim. Mereu cele de la Fairy ne plac cel mai tare. Am folosit și cu lămâie și cu rodie și acum mai nou au scos unele care sunt așa împotriva grăsimii. Gama aia, dacă ați observat-o, ați văzut-o, să luați pentru că chiar merită. Își face treaba super bine, mai ales cu vasele care au mai multă grăsime sau așa. Lu mami s-a terminat blush-ul de la L'Oreal. Vedem cât de bine se vede. Nuanța 120 este un blush de calitate. Din nou, consider că este un blush profesional. Are și o pensulă aici și o oglindă. În fine, aici e oglinda și pensula asta, dar mami nu o folosește. De obicei nici eu nu folosesc pensulele astea. Am pensulele mele și mami la fel. Dacă aveți și voi probleme cu tenul, dacă, nu știu, aveți alergie imediat de la produse sau așa, ăsta, din punctul meu de vedere, este din nou un produs bun de calitate. Această mască de la Pantene pentru volum, ei bine, a fost ok, chiar mi-a plăcut și o să stau să mă gândesc dacă vreau să o cumpăr efectiv. O să mă mai gândesc, o să mă mai interesez eu. Am terminat și cu Empties. Deja am încheiat vlogul, dar tocmai ce am venit de la Kaufland și de la Penny și am zis că dacă tot filmez, de ce să nu vă arăt și ce am cumpărat? Vă arăt așa repede cât mă mai ține camera, pentru că imediat se descarcă. Este dita mai plasă, am pus în plasa asta și lucruri de la Kaufland și cele de la Penny. De la Sergiana, de la Kaufland, am luat un ciolan afumat. Na, nu vă pot arăta, vă arăt doar așa. Și bacon. Așa. De la Kaufland am luat eu niște sucuri din astea multivitamine.
Apoi, niște moș de față, 4 am luat, 2 pentru fiecare, de la Garnier cu mușețel, da, pentru piele sensibilă și sunt pentru hidratare. Niște dischete demachiante, astea sunt pentru unghii, că astea le-am luat pe cele mai ieftine ca să le folosesc pentru unghii și pe astea, care sunt așa mai bune, mai moi și așa, pe astea le folosim pentru față. Am găsit niște viermișuri din ăștia acri. Așa arată. V-am zis că mie îmi plac foarte tare bomboanele acre și mă bucur că i-am găsit pe ăștia. Am mai luat un săpun pentru mâini de la Palmolive cu miere și lapte. Miroase bine și pare că hidratează. Este prima oară când îl încercăm. Am mai luat încă o apă micelară de la Garnier, fiindcă a noastră este pe terminate. Și ceva dulciuri, pentru că nu erau destule astea, dar pe alea pe care vi le-am prezentat înainte nu o să le mâncăm acum. Le mai păstrăm puțin așa pentru feng shui. Și am luat niște din astea, sunt foarte bune. Așa. Și am găsit niște clopoței, zice Glöckchen. Așa, cu cremă de alune, da. Și niște baterii am mai luat, fiindcă aveam nevoie, niște baterii de la Duracell. Și gata! Asta am luat de la Kaufland și de la Penny. Aici se încheie vlogul de astăzi. Sper că v-a plăcut. Nu uitați să apăsați pe butonul de like și de subscribe dacă nu v-ați abonat încă. Iar noi ne revedem la următorul video. Ciao!